Prieteni, bună ziua la dumneavoastră, suntem pe canalul 4 ani de la Strehaia. Prietenii sunt în Florile astăzi, am fost la biserică și am venit și acum pun să fac și eu mâncare de pește, că să mâncăm și noi cu Alinca, astăzi am înțeles că e de legare la pește. Și asta este, prieteni, să vedeți, să ne urmăriți ce facem. Iliuță face foc, să spălăm vasele, că e biserică acolo. Da. Ele aici pe spate. E tocmai niște ceapă. Să fac o tocăniță, pe urmă fac frigă, ulei. Aș face și o țărăciorbă. Suntem de lășinată, când am mâncat, fac și o țărăciorbă. De pești. Ceapa asta. Arată-mi tuciul ăla cum pusă-i. Trebuie o lingură aici, unde? E aici. Aici. Ce-a tot ce se pune. Olga, te poți de copilărită, i-am adus, crede, i-am adus, Olguța e pe poți de copilărită, ca muncii și nu mai poate. O dor mâinile, o picioarele, ea nu e vântată la bun. Așa e, ia-i copilăriță, ia să filmează. Și acum am pus-o pe șef de șopieriți. Ca zis, dacă mai pun la muncă, pe ea pe acasă. Că și șoferiță patroana, tot muncă e. Da, e cea mai muncă grea. Cea mai muncă grea la șopieriți. Eu am loc. Băgat la școala de șofer. Și a spus la instructor, i-a spus instructorul, ușor, ușor, Ilie, că de aici pe program. A spus... Strânge într-un loc acolo, da. Când s-a dus la școală, a spus, domne, trebuie să apeți frâna, să apeți accelerația, de aici semnalizatoare, de aici ai toate lucrurile, cum e la șoferie, a arătat instructorul. Dar el a zis, domne, aici ai lucrare de 20 de oameni, eu nu pot să fac lucrare de 20 de oameni. Unde să mă uite? Ori la frână, ori la accelerație, ori la semnalizatoare. Da. Da, așa e, au avut dreptate. Dă-i așa să vă arată. Așa să se pugă ceapa asta. Ciupesc la pești, la tocăniță. Le spăl un pic. De cine pute putul de putem să-mi dăm la patroana aici. Ia vedeți ce pregătește patroana. Da. Ce faci, Ilie? Și cu porci și cu aia tăți? Te ajută acolo, Ilie? Te ajut la grătarul ăla? Pui ala micu, nu? Stai să vină Olga aici.
unde s-a dus Olga? Lasă-l așa, lasă-l așa. A, las că ți-l pune aici pe masă. Dă-mi pe mine așa acum. Da, poți să vorbești cu prietenii. Da. Și așa e, prieteni. Tot ciupercile. Să bă la tocăniță, prieteni. Prieteni, de zi asta a fost. Mulțumim lui Dumnezeu că am terminat cu topitul ăsta de carne, că n-aveam un să pun atâta porci, prieteni. Dacă dilea mi le-a luat, trebuia să le fac, să le pregătesc. Le-am pus la pământ, prieteni, tot am, tata boș. Am pus de... la ladă. Am pus carne de sarmale, de perișoare, am tocat la robot. Am pus, am lăsat de pârjoale, am lăsat coasta, am lăsat spechie, tot ce se face când ești gospodină. Și am băgat la găleată, am făcut vreo 4-5 butoaie de bere. Și restul cumpărat de plastic de aia mai mici, când ia la plecare, când se duci, când are nevoie, la plecare mai mici. Și... am zis... am tăiat aseară, a venit Georgiana, m-a jumulit puțin și mie curcanii. Am luat leu două curcani, nu prea mare, așa curcani. Am luat și o curcă, o găină, de dimineață din piață. Pe urmă a venit neamuri puternici pe noi aseară, nepoții mei. Am zis să împacă cu Leo, să nu mai țină dușmănie. Așa era tata lor, a zis să nu mai țină dușmănie unul pe altul, că ne-a încertat destul. Și a venit, ați văzut că a pus pe săibuc, a jucat, a beut, a mâncat, mi-a pus și mie, n-am beut vin, că nu se bea, numai țuic, așa spunea bunicul meu. Și... am beut și eu țuic, de aia adusă ei de zalop, de aia, că nu prea am țuic. Înțelege? Ce e, Olga, ce e? Hai! Ce tot vorbești acolo? Olga, tu nu mai munci că pe aici pe post de șofieriță. Ilie, bagă într-un sac, vezi că e un sac gol pe acolo. Uite, sac goi aici. Bagă cenușa toată într-un sac. Olga, tu ești... N-auzi, Olga? Tu ești pe post de șofieriță, nu mai lucra nimic. A spus pe filmare. Ești pe post de șofieriță, nu mai munci. Că eu căutam șofieriță și n-aveam.
Nu, Olga, Olga, oamenii mută masa aici, aici vrea la umbră. Mută masa de acolo. Toate prieteni, că suntem mulți și să mănâncă ăștia. Asta e cea mai mâncare bună. Asta este, prieten, fără muncă nu se poate, nu vine nimic fără muncă, prieten. Eu așa știu de când eram mic, de la părinții mei. Părinții mei au fost muncitori, prieten. Și de aia era părinții mei bogați și ai lui bărbatul meu era bogat. Eram oameni bogați. Cine? Uite, Ion Zbeară. De ce Ion e zbeară? Uite, zbeară eu. Oamenii nu mai zbeară. Da. Bogdan, lasă că intre până acolo. Ioane, Ioane, nu te certa cu Olguța.
Păi ce zice Olguța? Ca să, ca să stai în curățenie. Ai văzut că ne-a găsit oamenii puternici în mizerie? Ți-a plăcut, Ioane? Nu, nu, nu a poate apropo la mine, poate apropo la tine. Păi tu ești în curte aici. Prieten Ion, ce să te înțelegi cu Dileu? Lasă așa, Olga, lasă așa, Olga. Olga, lasă așa de fundat. Lasă așa. Pune petroile la ea. Dă-o, dă-o numai înapoi aici, nu? Ilie, trage-o aici înapoi, trage-o mult, mult, mult la soare acolo. Mult la soare, mult acolo. Mai, mai, mai mult. Așa, lasă așa, lasă. Pune la ea alea. Ilie, pune scaune la masa aia, dacă vin oamenii, acolo să stau. Pune scaune, Ilie. Ioane, știi la ce poartă ne duci? La noi, acolo. Dar vezi să nu se răsa în sac. Nu duc sau un cum să nu ia pe. Eu tac și gândesc, mă. Lasă, dă-mi mă. Nu e ia din sufragerie. Am păstrat o să nu bagă la murdărie, recent am măturat cu băgat. Să nu dai cu praf, Olga, aici, mai ușor. Ușor cu praf. Ușor cu praf, de mâncare, vreau să vă pune un capac acolo. Dar unde-i capacul? Ilie, spală capacul aici. Pune acolo. Spală ca să pun pe asta. Să vă arăt.
Oamenii fac prea. Aici, aici, în partea asta, lângă ușă. E pe dinuntru, la ușă. Caută, caută aici, după ușă. Ori în bucătărie. Bă, mătura poate a luat tot, ai dus-o dincolo. Oi, mai termină-o cu tâmpenile sale. Cu tâmpenile mele? Așa, joci așa. Te joci cu crinii mei, dar n-ai cum. Olga, dă-ți-mi peștele de acolo. Pune scaunele la masă acolo tot, să ia branele, lasă-o la mine. Acolo la frate tău. La Olga. Da, sunt badeacă grăută. Așa e, prieteni. Să nu mă arde așa. Așa e. Ce este pun bulionul? Ținești cu Ilie așa. Nu pun bulionul la el. Ce dură urmă să ne-ai apă să cătrânești asta. Hai? Da, deși adăși într-o oală mai mare. Mamă, da, aha. Adă-mi apă, Ilie, că m-ar de aici. Ia oală. Ia sticlă, ia tu, Bogdan, ia apă repede. Vezi că e nuntru acolo, sunt sticle, sunt oale, să nu pierzi de carne. E oală de vin de aia. Ia de pește. Tot peștele de acolo.
Păi nu-l lași de la giuvete, că-i furtun acolo. Păi și unde pun de aici? Dă-i. Ia pe masă acolo. Risică, sâna ta, ai venit la servici? Da. Eu întrebare neamurile mele puternici țară de tine. Am văzut. Am jucat, am beut, am părerea frumos. Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun. Da, asta am păcat, a zis ca să nu mult dușmănie. Să fie bine, gata. Că să nu să mai... Nu mai ținem dușmănie, ne-am împăcat. Bravo, foarte bine. Da. Am auzit că m-a sunat și Florin, m-a sunat Berta, că nu putea să mănâncă leu fără mine. Băi, tată, întrebare, unde e risica-l tău, unde ești cu el, pe leu? Nu poate să mănâncă fără mine. Păi da. Dar trebuie să-i casă, n-am mâncat nimic, de așteaptă nu, nu știu ce. Că vrea să mergem la târg. Păi ce mai faceți la târg? Păi de asta mă spune. Unde i s-a dus târgul, lasă, altă dată. Păi nu, că e frumos. Lasă, bă, păi nu mai mănânc acasă, iar. Păi ce? Ioane, ia-și tu branele alea de acolo. Sunt două brane. S-au fost fain, patroană, tot TikTok-ul și toți fanii noștri au zis că bine au făcut că v-ați împăcat. Da. V-ați împăcat cu nepoții. Ce să faci? Să... Nepoții mei, lui frate meu. Dumnezeu să fie bine ca să fie sănătate. Am tras și noi în cazul mult, a tras și ei. Și să facem și noi ceva pe lângă ei, patroană. Ce să faci? Duce să vezi să sculă prieteni cum să ia apă aici, să mai ferbă ceapa și cu ăsta. Când fierbe bine, bag peștele. Bogdane, vezi că mai e pește acolo, du-te el. Ce aia? Pește. Bogdane, vin o poasă, mi-am ieșit în care și nu o să dea. Aici, în frunte. Rostoarnu toată cenușa acolo, ca să punem. Lasă, Olga, la om cu rândul. Mă, lasă-l să tornă. Măi, mamă, ce ai de la târg? Iar mănânci mici acolo și nu mai mănânci pește? Da, mă duc să mănânc mici. Și nu mai mănânci pește, nu mai mănânci pește. Ia ce pește ai. Cai și asta la hanai, dacă dai mamă. Patroane, ai dat 4 milioane pe el. O să merg să-ți aduc un crap eu. Ce mai duc să mai dai bani? Eu am otru pește, mă. Tot ce vrei. Mă, iar mai te duci să dai bani. Da, rog de la motru un crap. Dacă ai bani de dat. Păi ți-a un crap să mănânci, patroană. Ce mănânci ăsta în ghisoare? Păi lasă-te, ai zis că nu te mai duci. Stai aici, păi. Ai grijă, arisică din el. Ia arisică, unul mare, la 5 kg. Arisică, aveți tu grijă din la pieră la la piață. Da. Unde-i Tădorino? Ia-le tiripolul, ăla la tuță, că ai. Ia cărăpă aici. Ia încolocată, bea arisică.
prietenile au plecat să mai facă cumpărături, nu mă înțeleg cu el. Nu mă înțeleg cu ei. La spart, așa mie, nu-mi place peștele spart, îmi face luci. Lasă că le iau altă dată, lasă-le deocundată acolo. Au, prieteni, mulțumesc lui Dumnezeu că a venit Olga, mai mă ajută. Că muream aici, prieteni. Muream, prieteni. Adu la umbrelă, Ilie, adu un coace. Parcă mai e una. Hai. Țigări, lasă vină leu acum că pleacă. Ioane! Nu te băga prin casă cu gunoi, bă! Poate că am ca hainele lui Leu afară din casă de la el. I-a făcut casa asta. Îi scoate hainele de la mine. Ce femeie s-a întâlnit, bă, că asta în viața mea n-am văzut. A lăsat-o singură acolo în casă, i-a lăsat și casă, i-a dat și lucruri lui Alin. Și nu mai am nevoie de ea, că a ținut 3-4 ani de jumânia, n-a mâncat din toate sărbătorile din mâncare. Santivă, ca Sicu, ca frate său. Dar Sicu-i mai altfel. I-a spus tot neamurile ei și eu și tot. N-a vrut să se împacă, gata. Prieteni, acum facem gard și ne vedem de treabă. Că am eu grijă de copii, am ieptole dau la copii și la muror, nu fac o săbire, că pentru ei alerg și muncești, pentru copilul meu și pentru nepot. Să stăie acolo singură, să luptă și ea cu casa, să luptă cu toate ce se face într-o casă, să adună și ea, să ia ladă frigorifică, că n-are unde pune carnea. Da. Le-am dat masă de inox, le-am dat, le dau și o postavă unde taie, unde face. Le-am dat un leagă, le-am dat multe lucruri. O să-i mai dau și paharul lui Alin. Farfurie, seturi să cumpără și ea. Ea n-a cumpărat o farfurie, o cratnică. Poți de la să iai gunoiul. Mai revenim.